face dacă ar veni o zână la tine în casă? Deja a venit snic la mine acasă, deci s-a scos cu zâna. Inițial trebuia să fie un daily vlog reușit, dar cum eu reușesc de fiecare dată să stric tot, aveți aici un daily vlog random ca toate celelalte de altfel. Vizionare plăcută. Uitați că eu sunt un întârziat, ăștia mă așteaptă ca întotdeauna. Oamenii mei care mă așteaptă indiferent de oră, indiferent de cum întârzi. Luat o oră, mă. Salut. Ce faci? Ziceam că acum te ofiș. Am zis 9:30, dar când plec? Hey, da. Bună dimineața, astăzi mergem la Iași. Nu știu exact ce facem la Iași, dar asta e din seria vlog vlogurilor random la mine pe canal, pentru că sunt câteva zeci de mii de oameni care se uită la vloguri random pentru ei asta. Salutare șacalilor. Hai zi acolo. Salutare băi șacalilor, ce faceți? Hai am tu canal de YouTube, să mă. Băi, ești nebun, am ajuns aici, nu știu pe unde suntem, în târgu frumos, urât, nu știu unde suntem pe aici. Băi, atât de cald, deci fii atent, frate, suntem în tricou, nu mai pot de cald. Deci fac fan meeting la ea și îl fac în pielea goală. Băi, știi ce fac data viitoare? Facem meet la strand, vă. Ia mă, ia. Ia. Uai, de capul meu. Fii atent, ce vii, ce gard. Păi da, vreau să... Doamne, sună cu aia pe mână. Tu-ți dai seama dacă văd oamenii ăștia, un tip cu o cameră în mână, ce zic? Zice, doamne, s-o pogărut Iisus aici lângă. În Budăi suntem, suntem în Budăi aici, să moară. Mamă, deci nu mă așteptam să ajung aici, să fii și super cald, știi? Bă, dacă sunteți din Budăi, de pe aici unde suntem noi, să-mi dați mesaj, vă rog eu frumos, lăsați-mi un comentariu, sunt din Budău, din Budăi. Am ajuns în Iași, până la urmă suntem aici într-un cartel, nici nu știu cum poate să fie numită asta, că aici se vând droguri, ești nebun la cap, nu vezi aici, nu știu unde sunt. Dacă cumva sunteți din Iași și știți de locul ăsta, frate, să-l sfințiți că am venit noi aici, că nu știți cât de greu am găsit un loc de parcare, fără să fie 20 de lei, 30 de minute, să mor dacă vă mint. Vlogul meu vă pasez lui Cezara, pentru că ea o să devină hituleț în următoarele 10 minute. Știi că a ajuns la Iași și a ajuns foarte random, adică, mă rog, a ajuns cu trenul. Mașina. Ei. Am făcut un meet și a fost obositor și a venit foarte multă lume, dar a fost mișto. Sună internațional, de când fac fituleț, schimb contul de Instagram din Sniculeț în hituleț. Deci ăsta este content pentru canalul lui Snic, pe care probabil nu o să-l posteze. Sau în cel mai rău caz o să-l posteze. Și o să-mi iau eu hate, habar n-am. Bună, eu sunt Cezara și m-am regăsit într-un nou videoclip. Astăzi facem ce ai face dacă, cu mine. V-am pus pe Instagram un question post sticker chestie cu ce ai face dacă, puncte, puncte. Și voi răspunde la întrebările voastre cu ce ai face dacă. Ce ai face dacă ai fi jefuită? L-aș chema pe Snic. Ce ai face dacă ai avea $1,000,000? I-aș da jumătate lui Snic. Ce ai face dacă ai avea 1,000,000 de abonați? I-aș da lui Snic. Ce ai face dacă ai mai avea de 3 ore? I-aș da lui Snic. Ce ai face dacă ți-ar lua mama telefonul? L-ai da lui Snic. Nimic. Ce ai face dacă ar veni o zână la tine în casă? Deja a venit Snic la mine acasă, deci s-a scos cu zâna. Ce ai face dacă Pican ar fi gay? Este, nu? Ies pe balcon să mănânc salata Caesar. Ce ai face dacă ți s-ar închide contul de Instagram? I-l aș lua pe lui Snic. Ce ai face dacă te-ai trezi în mijlocul oceanului? L-aș chema pe Snic. Ce ai face dacă pancakes s-ar destrăma? Suntem pe punctul de a le destrăma, deci baftă. Bă, dar nu da din casă, bă. Dar poți să tai la montaj. Da. Nic de la montaj tăiat. Stai că nu-mi place cadrul, schimbă. Ce ai face dacă părinții te-ar da afară din casă? M-aș muta la Snic. Ce ai face dacă te-ai întâlnit cu idolul tău? M-am întâlnit deja cu Snic. Ce ai face dacă nu ar mai fi YouTube? M-aș muta cu Snic. Ce ai face dacă părinții te-ar abandona? M-aș muta cu Snic. Te-ai întrebat dacă Snic vrea să te achizi? Nu contează. Oricum știi că face ca mine. Ai de comentat? Nu. Dar măcar ce-am. Scuze, Snic. Cam asta a fost episodul, nu știu exact ce a fost chestia asta. Deci nu mă întrebați de ce am pus-o. Este acolo să fie pe canal. Da, ne vedem, sper că v-a plăcut. O să depășești, eu am lanterna aici în spate. Sper că e totul bine. Nu uitați de un like și Doamne ajută și... Na, abonați-vă la Cezara, că i-au făcut vlogul ăsta. Doamne ajută, pa, pa.